Astăzi vorbim despre misteriile egiptene, despre cultul lui Osiris și despre fascinația, am putea spune, pe care o exercită Egiptul antic asupra omului contemporan, pentru că, iată, mitul a reprezentat pentru vechii egipteni cea mai importantă cale, am putea spune, și formă de transformare și evoluție umană și ne întrebăm adesea despre micile și marile misterii, de ce au reprezentat ele esența înțelepciunii sacre din Egiptul antic, de ce Osiris este un personaj mitologic atât de important și ce vrea să ne transmită până la urmă religia de misterii a vechilor egipteni, iată, peste secole. Astăzi, alături de noi este doamna doctor Adriana Mihaela Maksud, consultant IBN Khaldun Center Iordania și consilier filozofic membru în Asociația Profesională a Consilierilor Filozofici și de Etică. Începem discuția noastră pornind de la recomandarea de carte pe care vă facem astăzi, Misteriile egiptene ale istoricului și filologului Alexandre More. Și aș începe această discuție pornind de la fascinația, repet, pe care misteriile egiptene, religia de misterii o exercită asupra omului contemporan. Aș vrea să vorbim despre mitul lui Osiris și drama liturgică. Da, lumea antică, la fel ca și noi, avea nevoie de aceste misterii sau de mister, nu? Și misterul lui Osiris este o inițiere religioasă. Dar este o diferență între drama liturgică și misterul lui Osiris, în sensul că liturgia are, se desfășoară la vedere, iar misterul lui Osiris are o parte care se desfășoară în văzul poporului și apoi o parte prin care intră în inițiere. Să spunem într-un fel de peșteră din asta, hai să spunem așa, a lui Platon, în care cei candidații sunt, nu știm efectiv în ce constau aceste mistere. Dar știm cumva că ei ieșeau după această inițiere, se simțea o parte din reînvierea lui Osiris. Putem vorbi despre, pentru că, iată, vorbim despre cult de misterii care presupune o inițiere, care presupune anumite grade, anumite nivele pe care trebuie parcurse, anumite etape de evoluție spirituală. Putem spune că această religie de misterii sau acest cult de misterii are și o latură, am putea spune, ezoterică, în sensul în care doar o parte, să spunem, elita, partea, sacerdoțiu, marii preoți aveau acces, bineînțeles, alături de regi și de faraoni, aveau acces la aceste misterii. Ei, de fapt, erau cei care inițiau oamenii, deci era zeul, deci faraonul, care era reprezentantul zeului Ra, și mai era preotul. Ei ocupau un rol esențial în vremea antică. Un sclav, de exemplu, nu ar fi, era cumva o moștenire ereditară. Un sclav n-ar fi putut să fie preot în vremea respectivă, nu? Sau nici faraon. Erau acele, ceea ce de se vorbește în India, de caste, nu? Exista casta sacerdotală, exista casta conducător și a războinicilor și mai exista casta sclavilor sau paria, da? Deci, într-adevăr, era ezoteric. Poate și cumva și acum e la fel, pentru că intelectualii ca mine și ca dumneavoastră simțim nevoia să citim. Și dacă avem această dragoste de citit, cum să spun, inițiată în familie, ajungem să citim, nu? Dacă nu, sincer, ajungem analfabet funcțional. Aș vrea să vorbim despre logos în Egiptul antic și biblic și, să spunem, relația de demiurg, Dumnezeu,
cât de importantă era această relație în ceea ce privește misteriile egiptene. Da, Logosul este la fel de important și în Grecia antică, și în Egiptul antic, și în Biblie. Dar există o diferență în sensul că acest logos și demiurgul se creează cumva din substanța haosului, nu știm cum. Dar la logosul din Biblie, Dumnezeu există și creează lumea, nu? Deci asta este de fapt diferența, nu? Deci creează întâi luminătorii, după aceea lumea vegetală și animală și în sfârșit ca o încununare omul care este rațiune. Deci la egipteni există într-adevăr, se poate vorbi, hai să spunem, de o înțelepciune, de dezvoltarea conceptului de înțelepciune, în sensul că există o înțelepciune și un logos, adică logos și nous, cuvânt, dar nu este înțelepciunea supremă ca la Dumnezeu. Mai târziu va exista acea, hai să spunem, întrepătrunde la Evangheliile gnostice între scrierile din Egiptul antic și creștinism și iudaism. Și a și publicat editura dumneavoastră scrierile gnostice. De ce este mitul cultului Osiris atât de, să spunem, de relevant pentru omul contemporan și de ce stârnește un interes atât de mare în ziua de azi? Oamenii au nevoie de un mister în viața lor. În general, de ceva ocult. La fel ca oamenii antici. Viața noastră este naștere, muncă, în fine, moarte și cam atât. Și muncă și iar muncă. Dar în lumea asta a muncii avem nevoie și o deconectare. Și misterul ne oferă cumva, hai să spunem, revelează poate și partea bună din noi. Și ne face cumva parte a unei înțelepciuni divine. Să zicem, nu? Aș vrea să vă întreb când a început această fascinație pentru Egiptul antic și, hai să spunem, drumul de la istoria antică la cercetarea despre literatura sapiențială, o putem spune, egipteană. Bănesc că la fel ca la toată lumea, în clasa 5-a, când studiem literatura antică și începe cu lumea primitivă și trece direct în Egipt, nu? Și lumea, deci copilul se întreabă, de ce Egiptul antic, nu? Și începem să citim despre faraoni, începem să citim despre Ra, despre Egnaton, despre, nu? Despre Tutankhamon, nu? Că până la urmă drumul spre fascinația Egiptului trece prin Tutankhamon, nu? Apoi am avut și un profesor extraordinar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, se numea Monseniorul Vladimir Peterca, din nefericire acum este la pensie, că asta este, dar dumnealui a fost chiar și la săpături în Egipt, cuneștea și literile cuneiforme și chestii de genul ăsta și am avut niște cursuri fascinante cu el. Și datorită lui am ajuns să scriu și eu o lucrare de licență despre literatura sapiențală din Egipt, Israel și Sumer. Și apoi mai departe la master am mers spre cercetarea lui Moise, nu? Și Moise, din câte se știe, era totuși fiul adoptat al unui faraon, nu? Și el, de bună seamă că mulți dintre noi spun că a fost un om simplu, dar nu. Moise a fost inițiat în cultul zeului Ra, la Heliopolis, nu? Pentru că el nu putea să devină, și el avea nevoie de o formare pentru ca să devină profetul lui Dumnezeu, nu? Nu poți să fii un om, un înțelept
în lumea antică dacă nu ai o formare. Sau să fii creatorul iudaismului fără, așa, pur și simplu, nu? Fără să știi nimic dinainte, nu? Pentru că și Dumnezeu vorbea prin oameni și acei oameni trebuiau să aibă și ei o școală, trebuiau să știe și niște limbile vremii, nu? Și în vremea respectivă, cred că lumea Egiptului era cumva culmea înțelepciunii în vremea lui Moise, nu? Mitologia veche egipteană a, puteți spune că a inspirat și a devenit un fel de reper destul de relevant și de semnificativ pentru marile civilizații și pentru alte tradiții spirituale ale antichității, fie că vorbim despre cultura elenistică pe care ați invocat-o puțin mai devreme, fie că vorbim despre cultura europeană occidentală. Mă gândesc, regăsim mitul reînvierii lui Osiris și în alte culturi sau în alte tradiții spirituale? Mă gândesc la religia de mister a lui Mitra, așa. La un moment dat Eliade spunea că dacă n-ar fi existat creștinismul, eram toți mitraiști, nu? Apoi, cumva și creștinismul are o legătură. Deci Osiris suferă și el, este băgat în mormânt, apoi renaște. Avem și în creștinism avem cherima creștină, patima, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Da, există, pentru că acest mit al eroului care se jertfește, există și în literatură. Există mitul meșterului Manole la noi care își zidește cumva soția ca să poată să facă mănăstirea Argeșului, nu? Un sacrificiu. Da, sacrificiu. Deci avem, și fiecare dintre noi avem nevoie de un sacrificiu să ajungem undeva. Nu putem să cerem fără să facem sacrificiu. Nu? Dragii noștri, am vorbit astăzi despre misterele egiptene, pornind de la cartea lui Alexandre More, Misterile egiptene, carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis. De asemenea, vă mai recomandăm și cartea lui Plutarh despre Isis și Osiris. Iată, v-am vorbit despre fascinația pe care Egiptul antic o exercită asupra, asupra omului contemporan. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă, la revedere, numai bine!